Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Încep ca de obicei prin a mulțumi din suflet abonaților. Vă iubesc, sunteți minunați. Totodată vreau să mulțumesc și tuturor celor care se luptă cu virusul zilele acestea, personalul medical, poliție și tuturor celor din domeniu, lucrătorilor comerciali, tuturor celor din lanțul de aprovizionare. Sunteți minunați, voi sunteți eroi în aceste zile și noi ceilalți... Încercăm să ne facem și noi partea și să stăm în casă și vă mulțumim din suflet. Pentru cei care sunt noi pe canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții și peripețiile mele pe bursa din state. Investesc în companii ce generează dividende și își cresc aceste dividende de la an la an, iar scopul meu este să generez un cash flow în mod pasiv. Găsiți mai multe detalii în videoclipurile mai vechi dacă vă interesează această strategie. Tema de astăzi este un pic mai tristă și vreau să vă povestesc în detaliu ce s-a întâmplat. Pe lângă faptul că ultima lună a fost cu adevărat una nebună și bursa a fost haotică, am mai primit săptămâna trecută o altă veste proastă, să-i spunem. Unul dintre cititorii mei, și vreau să-i mulțumesc foarte mult pe această cale lui Ștefan, mi-a semnalat faptul că cei de la Drivewell, brokerul cu care eu lucrez, nu mai acceptă clienți noi. Abar nu aveam de lucru acesta, mă mărturisesc că nu prea am urmărit știrile despre Drive Elf în ultima perioadă, așa că am investigat puțin, am dat peste niște linkuri, mi-a trimis și el un link și oamenii începeau cumva să povestească despre faptul că DriveWolf nu mai acceptă clienți noi, n-am găsit nicio informare oficială din partea lor și mi-am dat seama că ăsta nu e niciodată un semn bun și am fost oarecum îngrijorat. Între timp au început să apară din ce în ce mai multe detalii, uh, unii oameni chiar au postat un mail primit de la Drivewell unde aceștia îi informau că vor fi transferați la un nou broker, și anume Avenue Securities, un broker înființat în 2018, tot în Statele Unite. Între timp, acel uh, mail a fost șters, uh, iar cei de la drivewell au trimis ulterior o lămurire în care își cereau scuze se pare că acel mail ar fi trebuit să fie doar pentru clienții brazilieni ai celor de la Drivewell, clienți care vor fi preluați de acești Avenue Securities. După cum vedeți, pagina lor este uh, deja actualizată cu această informație. Avem uh, în portugheză acest anunț. Nu am primit nimic uh, despre acest lucru, încă nu știu ce se întâmplă, nu știu dacă vom fi cu toții transferați, dacă toată baza de clienți se duce la Avenue Securities sau doar clienții brazilieni însă este cumva o lipsă de comunicare uh, destul de gravă. Pe site-ul driver nu am găsit absolut nimic legat de chestia asta. Uh, este uh, un lucru care mă dezamăgește, pentru că această confuzie, mai ales într o perioadă de genul ăsta, nu ajută pe nimeni. Uh, a fost destul de neplăcut să descoper chestia asta. Nu convine să fiu mutat de la un broker la altul. Nu știu dacă voi fi mutat în final, chiar uh, nu știu ce să vă povestesc în momentul de față. A fost sau este un risc uh, la care mărturisesc că nu m-am gândit foarte bine atunci când am uh, deschis contul la acest broker. Am uh, încercat să mă informez cât mai bine despre el, am văzut că este reglementat, autorizat, uh, m-am gândit că toate acțiunile mele sunt în siguranță și sunt în siguranță, nu mă îngrijorez în legătură cu pozițiile mele, ele n-au cum să dispară. Dar uh, autorizez că n-am luat în calcul și varianta asta. Varianta uh, ca acest portofoliu de clienți să fie transferat la un alt broker. Sigur, m-am gândit la faptul că poate brokerul să fie achiziționat de un broker mai mare, cum se mai întâmplă, dar uh, nu m-am gândit că baza de clienți va fi cumva transferată în, în altă parte. M-am uitat puțin peste structura comisioanelor de la Avenue. Nu par să fie la fel de prietenoase. Am văzut ceva legat de 2,5 dolari pe tranzacție din nou, nu știu dacă o să ajung să fiu transferat acolo. Dacă voi primi ceva în sensul ăsta, nu voi accepta să fiu transferat acolo. N-am stat foarte mult pe gânduri. Am făcut ceva ce prea noi am oricum să fac de foarte multă vreme. Anul trecut, când am avut acea problemă cu xtb și când am descoperit că percep 30% pentru dividende și nu 10% așa cum credeam eu, am dat și peste Interactive Brokers, doar că la momentul acela nu m-a tras structura comisioanelor, m-am gândit că 10 dolari pe lună ar fi puțin cam mult, mai ales pentru suma pe care eu puteam să o investesc la momentul ăla, era undeva la 2, 3, 400 de dolari. Mi se părea foarte mult să dau 10 dolari pe lună pe comisioane, dar se pare că acea decizie s-a întors acum cumva împotriva mea. Uh, e clar că brokerul este foarte important, relația pe care o ai cu un broker este foarte importantă și deja aceste costuri de tranzacționare și aceste comisioane ar trebui pur și simplu să le consider drept uh, un simplu cost și gata, trebuie să-l accept pentru că am nevoie să-mi deschid conturi la brokeri renumiți, la broker mari. Din nou, nu am nimic cu Drywall, uh, îi recomandam din păcate nu mai pot să fac asta, nu mai acceptă clienți noi, nu știu ce, va, ce se va întâmpla cu baza de clienți existentă mi pare foarte rău dacă v-ați deschis cont în urma recomandărilor mele cumva mă simt responsabil de situație, deși s-a întâmplat ceva ce nu este sub controlul meu, dar ăsta este riscul atunci când creezi un canal și creezi un blog unde scrii despre lucrurile acestea oamenii cumva vor imita sau vor copia sau vor încerca să îți urmeze modelul, să deschidă conturi uh, la brokerul pe care îl folosești tu, să cumperi acțiunile pe care le ai și tu și așa mai departe. Uh, vă spun din că îmi pare rău pentru situație, dacă sunteți în, uh, în această postură și vedem desigur cum evoluează situația, dar uh, o să vă scriu și un ghid despre uh, cum îmi transfer eu contul de la Driver la Interactive Brokers, dacă vom ajunge la acea etapă câteva cuvinte despre Interactive Brokers este un broker din state, are sediu și în Europa acceptă clienți din România și cel mai important practică același comision la dividend de și anume 10% nu voi mai scrie un ghid despre, despre Interactive Brokers pentru că nu are rost toate informațiile pe care eu le-am folosit se găsesc pe finanțepersonale.ro un blog pe care vi-l recomand din suflet este un blog al lui Ștefan altul decât cel care m-a anunțat el a scris câteva ghiduri foarte bune despre Interactive Brokers, despre structura comisioanelor, despre cum își alimentează contul și așa mai departe. Aveți linkurile aici, uh, duceți-vă și la el pe blog, a făcut o muncă minunată. Uh, îți mulțumesc Stefan pentru toate ghidurile și pentru toate articolele. Uh, nu ezitați să vă duceți și să vă informați. A scris și despre TradeStation, uh, un fel de broker introductiv pentru Interactive Brokers, are o structură de comisioane mai prietenoasă pentru cei care investesc mai rar. Poate vreți să investiți mai rar sau poate vreți să investiți în ETF-uri, nu știu. Uh, citiți și despre TradeStation. E, uh, cred că, un mic ghid la el pe site și despre uh, procesul de deschidere a contului și, și așa mai departe. Sunt într-un moment în care Așa cum vă spuneam, îmi pare foarte rău pentru ceea ce se întâmplă cu driver, pentru că am încercat să fiu întotdeauna transparent și deschis cu voi. E greu să-ți construiești o relație de încredere cu urmăritorii și e foarte ușor să o distrugi. Dacă ajung la uh, momentul în care am voi transfera pozițiile din driver în Interactive Brokers, o să vă țin la curent, o să vă scriu un ghid și uh, o să vă explic pas cu pas ce, ce am făcut portofoliul meu, un scurt update. O să intru mai multe detalii atunci când fac recenzia lunară. Am cumpărat destul de multe acțiuni în perioada asta. Le-am cumpărat cumva la începutul lunii, apoi au scăzut cu, cred că, 15-20% după ce le-am achiziționat eu. Evident, n-avea nimeni de unde să știe. Cumva erau niște indici pe acolo, dar nu stau să fac market timing. Am bani să investesc îi investesc. În această perioadă am încercat să îmi împar banii în tranșe ceva mai mici, dar nu voi sta cu banii în cont luni de zile ca să aștept punctul ăla de minim pe care am eu impresia că o să-l prind sau așa mai departe. Nimeni nu știe când o să fie punctul de minim. Ieri bursa a crescut cu vreo 10%, cred. A fost una dintre cele mai bune zile din 2008 încoace. A n-am dacă o să mai scadă sau nu, nimeni nu știe. Cert e că sunt o grămadă de bani aruncați acum în piață, toată lumea printează bani. Asta o să ducă probabil și la o inflație ceva mai mare și așa mai departe. Banii își vor pierde cumva puterea de cumpărare. Urmează o perioadă destul de haotică. Aveți grijă de voi și de joburile voastre. Încercați să vă dezvoltați skillurile pentru că o să vină o perioadă destul de grea. Aveți grijă de fondul de urgență. Portofoliul în momentul de față este pe roșu de sus până jos, după cum puteți vedea. Aveam cumva 1800 de dolari pe pierdere Am recuperat ieri aproximativ 180 de dolari Sunt doar pe minus 1623 Și doar pe minus 23,28% randament Sunt foarte mândru de aceste rezultate Din păcate n-am bani în perioada asta Probabil peste o săptămână când o să-mi intre salariul O să investesc și tranșa pentru aprilie Ce este important și ce contează este doar această celulă a dividendelor: 219 dolari, un randament de 3,35 pentru dividendele nete. Asta e singurul lucru care mă interesează. Din nou, voi intra în alte detalii atunci când voi face recenzia lunară și vă voi povesti exact ce am cumpărat în martie. Aveți grijă de voi, așa cum am spus, o să mai repet, o să o sun ca o moară stricată, dar aveți grijă de voi pentru că perioada asta este foarte grea. Aveți grijă de cei dragi, încercați să respectați uh, indicațiile autorităților, încercați să nu ieșiți și uh, sper să trecem cu toții cu bine peste această perioadă. La final, Bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!